Salut! Bine ne-am revăzut la Gândul cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta, și lucrez cu oamenii de 42 de ani. Astăzi, la Gândul cu Tâlc, vreau să-ți împărtășesc un gând despre succes. Și Seneca a zis că succesul nu este un fruct care cade din pomul vieții în palma omului. Și mi-a plăcut tare mult acest gând, pentru că eu sunt acum la cel mai tare eveniment de leadership din România, International Maxwell Leadership Certification, la Cluj, și am ocazia să cunosc foarte mulți oameni de succes, să le aflu poveștile de viață, și am observat din propria mea experiență de viață și din poveștile altor oameni cum că succesul este un rezultat al muncii asidue, al consecvenței, al perseverenței, al muncii puternice, și că nu este suficient numai să-ți dorești să ai succes dacă nu te pui în mișcare. Și pentru că aici am avut ocazia să împărtășesc succesul cu atâția oameni de succes, mi s-a părut foarte relevant să împărtășesc cu voi această idee. Și la final mă gândeam acum că cineva a zis că succesul nu este o destinație, ci o călătorie. Într-adevăr, dragii mei, succesul nu este o destinație și fiecare treaptă de succes atrage după sine o alta. Vă pup și vă las acum cu o scurtă imagine din holul hotelului Grand Hotel Italia, unde se desfășoară evenimentul, și suntem într-o scurtă pauză de prânz după câteva traininguri foarte importante în care am împărtășit lucruri minunate, și urmează o după-amiază plină de învățături foarte valoroase. Vă pup!